În minutele următoare vă prezentăm un exemplu de succes al unei tinere care a renunțat la viața metropolitană pentru o existență rurală. Cu ajutorul programelor LIDER gestionate de grupurile de acțiune locală a reușit să facă rost de finanțare pentru a-și deschide o afacere la țară. Sigur, a fost multă hârțogăraie, ceva birocrație, dar tot efortul a meritat cu prisosință. Afacerea merge foarte bine, are comenzi atât din România cât și din țările vestice. Colegul meu Marius Milea stat de vorbă cu Irina chiar la ea acasă, în comuna a său, județul Bacău. Urmăriți interviul, sigur o să vă vină și dumneavoastră idei. De când dragostea pentru industria ușoară și, în primul rând, ce v-a determinat să renunțați la jurnalism și să vă aplicați spre croitorie? Uh, se pare că viața a avut alte planuri pentru mine. Am uh, N-aș fi vrut să renunț la jurnalism și la relațiile publice pe care le și practicam, însă, odată devenită mamă și soție, a trebuit să-mi reconfigurez traseul, pentru că a trebuit să mă mut din București, în uh, zonă aici. Și uh, dragostea pentru pictură m-a făcut să-mi uh, reconfigurez, să zic așa, traseul, începând să pictez inițial pentru mine, ușor, ușor am descoperit că pot să-l transform într-un acest hobby într-un business. Foarte puțin tineri lasă metropola pentru viața la țară. Este adevărat că majoritatea tinerilor tind să plece în orașe mai mari să lucreze, însă eu văd viața altfel. Am dorit să le ofer copiilor un trai mai sănătos și pe principiul ăsta am hotărât să locuim în, în zonă, soțul meu fiind de aici. Și așa și eu a trebuit să fac ceva la al meu care să mă și împlinească, să mă facă să mă trezesc dimineața cu zâmbetul pe buze, că nu mă duc la jobul unde am foarte multe responsabilități și țipă cineva la mine să vin acasă, ca să zic așa. Cum ați reușit să puneți pe picioare toată această afacere? Um, vreau să zic că am fost norocoasă, cred, cu ajutorul celor de la GAL, am reușit să obțin niște fonduri europene și astfel visul meu a prins contur pentru că am reușit să-mi achiziționez toate utilajele de care aveam nevoie pentru a da startul acestui business.